Salutare tuturor și bine v-am găsit! În primul rând vreau să vă urez sărbători fericite alături de cei dragi și anul 2015 care vine să fie plin de prosperitate și să aveți parte de tot ceea ce doriți, numai de fericiri, de bucurii, iar dorințele să vi se îndeplinească. Uite că până la urmă am revenit cu un nou Let's Play. Un let's play în care trebuie să vă arăt foarte, foarte multe lucruri. În primul rând, după cum vedeți, coiful nu-l mai am. S-a întâmplat să îmi fie furat pe bază de încredere. Am un coleg nou de cont. Nu eu am pierdut coiful, dar nu dau vina nici pe el, adică se cunoștea cu acea persoană. De, asta e. Până la urmă a făcut mai multe decât a pierdut colegul de cont. Dragonul, care îl știați cu toții, a dispărut, adică l-am vândut. Acum mi-am achiziționat, deci dragonul l-am dat pe 240 kappa, mi-am cumpărat de 170, dacă nu mă înșel, 180 și așa genul. Platușa asta mortală avea 4 bonusuri. Vă voi povesti cum am făcut al 5-lea bonus. Cizmele de piele sunt la fel. Scutul pentagon. Am făcut eu un scut, împreună cu colegul, un scut pentagon cu 4 bonusuri, cu 15% blocare corporală, 12 INT, 8 dex și 6 vampiri, l-am vândut pe 240 kappa și am luat pentagonul ăsta chiar pentru 240 kappa. Deci am dat un pentagon cu 4 bonusuri, pe unul imun cu 3 HH, pe 5 bonusuri, deci foarte bine. Am făcut colierul, am cumpărat un colier de aur gol, l-am făcut full, 2 KPV, 20 regenerare pe mine, 6 de aruncat de 2 ori mai mult Yang, 3 pătrundere, 4 regenerare. Am cumpărat o brățară de argint plus 9, are și a 2 bonusuri, o să fac full și pe asta. Nu știu dacă v-am arătat cercei de avanoși, i-am schimbat. Am acum cu 10 semiom, 8 de 2 ori mai multe obiecte, evantai, 2 mâini și 6 animale. Am găsit mortal asta la 40 kappa, am luat-o imediat cum am văzut-o, i-am pus eu al 5-lea bonus. Deci, foarte bună, zic eu, pentru metinele din, de la templu, din Valea Seungrion, pentru că ele apar în 3 locuri, plus că ajungi la ele cu viteza de pe asta și după aia spui asta și le zici mai bine la metine. Am schimbat și am pus al 5-lea bonus pe brățară de cristal, 2 KPV, 2 magie, restul varză, dar sunt buni. Sunt bune bonusurile. Pantofi de bronz sunt la fel. Am cumpărat acest FMS pe 40 kappa. I-am pus eu al 5-lea bonus. Oricum este chiar foarte bun, 10 pătrundere, 5 critică de la el. Sunt mulțumit de el. Placa asta de fier cred că o să dau într-un giveaway. Oricum am jucat și OT. Mi-am făcut, adică am cel mai bun colier de pe server, colier de 22 de aur, full PVM. O să vă arăt în următorul video. Am farmat puțin la eventul cu cufere. Aurele, după cum vedeți, nu am mai muncit la ele, pe lângă faptul că mi-au eșuat mereu. Chiar m-am gândit să nu mai cumpăr pentru că toate erau la 3 kappa și aștept să treacă eventul că o să le iau la 1.8 bucata, cum le luam înainte. Când o să fac G-ul, P-ul este asigurat. Haideți să vă arăt ce am pe contul ăsta. Deci am farmat la... Ați văzut, mai am și 2 SS-uri pe contul mare și pe ăsta am 44 de SS-uri, deci am 46 până acum. O să mai organizez un giveaway, dar mai întâi să se facă cei 130 de abonați. Inițial erau 150, dar acum 130 și ia să vedem pe care putem deschide niște cufere. Cred că pe ăsta ar trebui să fie mai gol. Vreau să deschid alături de voi cele 80 de cufere.
Ia să vedem ce are pe el. Dacă nu e gol, aruncăm. A, și asta. Deci avem 46 de SS-uri. 48 de SS-uri, scuzați. Oboseala și alte chestii. 48 de fier de urs. Deci câte fier de urs, atâtea SS-uri avem. Ia să deschidem. Sper să pice câteva marmure. Câteva mai multe. Bine, recet, închide. Așa. Ops, am uitat, trebuie să mă bag. E bine că din vreo 30 de cufere mi-au picat decât două grupe de mobi. Uite, marmura. Exact ce-mi trebuie. Blesuri, tati, blesuri. Marmură, hai, unde ești marmură? Drop-ul destul de bunicel. Sau nu cred că e prea bun, 3 marmure decât. Cărțile sau să le citesc pe email. Luci, blesuria. Blesurile sunt bune, chiar bune. Ce face asta? Da, deci e chiar foarte, foarte bine. Blesurile acum se dau cam pe 2-3 KK, dar cu 3 dau foarte, foarte repede, deci găsesc. Uite, cred că o să-mi cumpăr un FMS Pietra plus 4 de plus mic cu pagubă mare și bonusez eu, adică îl plusez eu. Am și niște fulluri. Aruncăm cărțile din legatul în care suntem. Așa. Inele, boabezen. Am și lovituri critice, mânuși, inele. Da, deci cam ăsta e drop-ul. Nici nu mai arată, sunt mulți. Uitați. Da. Păi asta a fost, cum v-am spus, va urma un nou giveaway. Dar mai întâi să se strângă cei 130 de abonați, cât v-am spus în acel giveaway. Și deja sunt 99, țin să vă mulțumesc din suflet pentru că v-ați abonat la canalul meu. Toate cele bune și să ne vedem la următorul video. Salut!